preiau comportamentul tatălui meu, poate așa am zis, preiau comportamentul mamei. Foarte multe ori ne trezim că suntem copiii părinților noștri și acționăm cel puțin asemănător în anumite situații foarte importante cu modul în care au acționat părinții noștri. Sunt Adriana Boroș, fondatoare al Clubului Părinților Conștienți, consilier educațional și parental. Eu mă numesc Mușnoi Maxim, sunt psihoterapeut de orientare psihanalitică. Acum vorbim despre preluarea comportamentului copilor de la tată și cum se întâmplă lucrul ăsta și de ce ar putea el să întâmple. În marea majoritate a cazurilor, băiatul care devine adult va prelua și va implementa modelul pe care tatăl îl a prezentat. În foarte multe cazuri, cumva copiii preiau anumite calități, anumite comportamente, anumite pattern-uri de a fi cumva de la tatăl său. Nu doar comportamente, nu mă refer la de a interioriza imaginea tatălui. Și acum nu știu dacă neapărat specific băiețel sau fetiță, pentru că și într-un caz și în altul identificările se produc cumva. Se raportează foarte mult. Adică, de exemplu, dacă te uiți la un copil de 5-6 ani care îi spune la tati, hai tati să facem ceva preună sau hai tati arată-mi cum să fac asta, hai tati arată-mi cum să fac cealaltă, nu se va duce la tată și va cere hai să arată-mi, de exemplu, cum coș dacă tatăl nu coase, dar se va duce și va cere să arate niște lucruri care sunt specifice pentru tată, comportamente, atitudini, hobby-uri, plăceri și așa mai departe. Adică băieții învață de la tați cum să fie bărbați. Dacă avem de-a face cu un model disfuncțional, în care tatăl are anumite comportamente nocive față de ceilalți sau are un comportament violent fizic sau violent emoțional sau este un tată neimplicat sau este un tată absent sau așa mai departe. Lucrul ăsta la fel este interiorizat de către un copil. S-ar putea să nu fie exact la fel. S-ar putea să fie la fel. Sunt, de exemplu, bărbați sau băieți care au fost supuși violenței fizice și la viața lor adultă vor deveni agresori sau vor încerca să nu ducă acest pattern, să nu fie ca tații lor și vor încerca să schimbe aceste modele sau pattern-uri de comportament. Chiar și dacă el, când o să fie adult, el o să încerce să fie altfel, el o să depună un foarte mare efort în a nu fi, a fi împotriva imaginea asta, este într-adevăr același lucru. Adică e de menține undeva ideea că tata a fost așa și el iar o să fie prins în imaginea asta și fac același lucru, simplu într-un alt mod. S-ar putea ca această violență sau această atitudine agresivă în relația cu ceilalți oameni să se manifeste diferit, nu neapărat prin violență fizică, dar prin alte forme de agresivitate manifestate la nivel, nu știu, subconștient. S-ar putea să se transforme într-o anumită violență emoțională sau agresivitate emoțională. S-ar putea să își, nu știu, să-și saboteze anumite relații pe care le are. O să urmărească în permanență, nu cumva să-și permită să nu scăpe lucrul ăsta, cumva să devină ca tata. Și lucrul ăsta, da, este inversat, doar că el, la fel, nici nu știu cum să-i spun el, consumă foarte multă energie psihică a acelui adult, spre exemplu. El o să priveze cumva de propria libertate psihică. Este foarte greu să prevedem exact cum se va comporta un bărbat adult care a fost supus la anumit comportament disfuncțional al tatălui, dar este foarte clar că pentru a rupe pattern-ul va avea nevoie de foarte multă dezvoltare personală și foarte multe conștientizări legate de lucrurile care îi se întâmplă și alegerile pe care le face de-a lungul vieții.